Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta vorbim despre o noutate editorială din colecția Calea Chineză. Introducere în alchimia interioară daoistă Neidan, despre unitate și multiplicitate de Isabel Robinet, o carte publicată, cum spuneam mai devreme, în colecția Calea Chineză, în traducerea Tatianei Segal. Astăzi alături de noi un prieten foarte drag, Vlad Nicodim, psiholog, care ne va povesti despre această frumoasă carte. Iată, o bucurie imensă, un nou titlu în această frumoasă colecție Calea Chineză. Ce ți-a plăcut la această carte? Și îmi vin așa mai multe întrebări, le luăm pe rând, mai multe întrebări în minte. Te-aș întreba ce ți-a plăcut, de ce ai recomanda-o și, practic, ce aduce nou această carte față de precedentele cărți publicate în această colecție Calea Chineză? În timp ce celelalte lucrări sunt mai mult axate pe, de exemplu, prima cu deschiderea porții dragonului, este mai mult o povestire, o biografie reală, celelalte sunt un pic mai mult axate pe partea practică și pe detalii foarte tehnice. Această carte, Introducere în alchimia interioară daoistă, practic înglobează atât perspectiva istorică, care este, cum să spun, este și aceea foarte importantă, chiar dacă eu mă axez mai mult pe aspectele practice, este întotdeauna bine să știi de unde provine ceea ce studiezi, pentru ca să te poți conecta cu rădăcinile. Și cartea înglobează foarte bine atât detalii foarte tehnice, care sunt foarte bine venite, cât și perspective istorice, de asemenea comparații cu budismul. Deci, la un moment dat, este un capitol întreg care explică diferențele și asemănările dintre daoism, confucianism și budism, și asta este foarte important, mai ales pentru cine a studiat budismul și multiplele lui școli. Aceste comparații vor pica foarte bine. Sunt și ceva elemente de practică, dar nu este o practică explicită, mai ales că această practică la nivel mai avansat se transmite doar de la maestru la discipol, iar spre sfârșit este o traducere comentată a versetelor Trezirii la adevăr, Eugen Pian. Și este foarte bine că este comentată, pentru că altfel versetele sunt destul de criptice, destul de greu de înțeles, și atunci un comentariu ajută foarte mult. Isabel, care este și autoarea cărții, este un sinolog foarte cunoscut, a practicat mult timp această religie, a practicat foarte mult daoismul și a practicat Neidan și chiar a avut discipoli. Acum, putem discuta un pic despre trigrame, că este foarte important, unde avem trigrama Qian, care este Yangul pur, și sudul, reprezintă și sudul, și Kun, care este Yin pur și reprezintă nordul. Și voiam să atrag un puțin atenție aici la pagina 13, chiar că aici avem prima trigramă care este bine reprezentată, dar aici este o mică greșeală. Aici toate trei liniile trebuie să fie ca prima linie, trebuie să fie și celelalte două, pentru că este in absolut, care este reprezentat așa. Altfel, această trigramă, cum este prezentată aici, s-ar citi dui, care înseamnă lac. Apropo de acest aspect, în Daoi se lucrează foarte mult cu tot ceea ce este în mediul înconjurător. De exemplu, sunt anumite practici pe care le faci într-o zonă de munte, anumite practici pe care le faci într-o zonă în care implică apa. De mare. Pentru că sunt elemente diferite și, de fapt, daoiștii merg și mai în esență și se duc chiar în a lucra cu diferite tipuri de arbori. Sunt anumite practici pe care le faci cu un tip de arbore, anumite practici pe care le faci cu alt tip.
și așa mai departe, cum te racordezi la ceea ce este în jurul tău. La fel și luna, poate o să avem timp să vorbim mai încolo, este un element foarte important. Și el în alchimie, ea de fapt în alchimie este considerată yang. Atenție, este yang, deși toată lumea crede că este yin. Pentru că face o asociere cu femininul numelui și... De fapt, în foarte multe alte școli, spre exemplu în yoga indiană, luna este considerată yin și soarele yang. La fel și zeitățile în panteonul egiptean sau în panteonul grecesc sau în panteonul sumerian. Dar aici, ținând de anumite practici, există această inversare pe care o fac foarte mult daoiștii, prin care lucrurile nu mai sunt ceea ce credem noi că sunt. Și atunci pot fi inversate. O să revin la chestia asta. Vreau doar să spun foarte important, apropo de aceste trigrame, yin absolut și yang absolut, foarte mult în practica daoistă contează yin-ul din yang și yang-ul din yin. Și vreau să vorbesc puțin despre două trigrame, despre Li și Kan, care sigur că ele sunt, arată cam așa, le putem vedea aici, sunt bine reprezentate, da? Li și Kan. Și vedeți că în trigrama Li avem două linii continue yang și o linie discontinuă chiar în mijlocul ei, iar în Kan avem două linii discontinue care încadrează o linie continuă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că yin-ul se găsește în yang și yang-ul se găsește în yin. Și aici intrăm în subtilitățile școlilor daoiste, care caută foarte mult să arate că nu există viață și moarte, nu există niciodată această dualitate. Dualitatea este absolut aparentă. Există impermanență în tot și de aceea lucrurile par a fi cumva finite, dar atât timp cât vidul există în toate, ele devin în esență transcendente. Este un concept foarte greu de explicat și este o chestie care se trăiește. Și aici apare o mare problemă cu daoismul, faptul că se leagă foarte mult de acest vocabular de laborator, de alchimie. Și atunci se vor folosi foarte multe metafore, se va folosi plumb, se va folosi mercur, se va folosi cuptor, pentru că în scopul daoismului este iluminarea. Și aici sunt două variante. Există Neidan, care are un rol foarte important și implică atât planul fiziologic cât și planul speculativ, exact unde se folosesc toate aceste metafore, și există circulația suflului și meditațiile care au, cum să zic, se bazează și pe vizualizare. Aici e un pic mai complicat și intrăm în exerciții chiar foarte practice și tehnice, dar, așa cum spun maestrii, totul este metaforă, mai ales în aceste practici, pentru că iluminarea este o experiență vie care nu poate fi tradusă prin limbaj, pentru că limbajul este dualitate. Oriunde apare limbaj, deja putem practic desemna o realitate cu mai multe cuvinte, ceea ce înseamnă că sensul nu rezidă doar în cuvânt sau în imagine. Și atunci limbajul acesta folosit în alchimie este făcut să destabilizeze pe cei care se agață de anumite obiceiuri, de anumite pattern-uri de gândire, de anumite scheme și de anumiți termeni. Numai o secundă. Ok. Și atunci, asta mi-aduce aminte cumva de o idee a lui Wittgenstein, care spunea că a gândi nu înseamnă doar a asocia niște reprezentări
sau imagini, ci a percepe doar prin simboluri. Deci exact asta se și încearcă aici. Și de exemplu se folosesc metafore precum Mercurul, care Mercurul plutește. Deci deja când se va folosi Mercur în anumite exerciții, vom ști că este ceva ce trebuie cumva să se ridice sau să plutească. Sigur, depinde foarte mult de exercițiu, pentru că și Luna, ea este considerată Yin, dar în anumite practici ea este folosită ca un element Yang. Tocmai pentru că Luna în sine nu este doar Yin sau nu este doar Yang. Nu, până și Luna este scăldată în razele Soarelui. Și atunci este clar că acolo există și ceva din elementul celălalt. Aici aș face o scurtă paralelă. Da. La fel cum energiile există în oameni, există și o energie masculină și una feminină. Procentajul sau ponderea uneia sau alteia depinde de la persoană la persoană, dar în fiecare persoană există și o energie masculină și o energie feminină. Bineînțeles, dar asta a remarcat foarte bine și Carl Gustav Jung. Și sunt atâtea lucruri interesante în cărțile lui și cred că orice psiholog care profesează și lucrează cu oamenii ar trebui să studieze foarte mult Jung. Chiar dacă, să zicem, folosește o terapie precum terapia cognitiv-comportamentală, nu strică să înțelegem cât mai mult din cât mai multe arii. Și apropo de această experiență mistică care este inexprimabilă, dacă ne aducem aminte de un citat al lui Huang Zi, care spune că cineva poate vorbi o zi întreagă fără să spună nimic sau poate tăcea toată ziua fără a fi tăcut. Nu? Și asta cred că ție ți-aduce aminte de Ramana. Care, exact la el mă gândeam. Era în sigur, ai văzut? Da, am văzut în ochii tăi, era acolo. Care, practic, liniștea pe care o degaja asemenea unui real maestru, acea liniște îi făcea și pe cei din jurul lui să fie liniștiți și să aibă niște trăiri foarte profunde. Deci, acum putem să intrăm puțin în detaliile astea cu trigramele, dar n-aș vrea să ne încurcăm, pentru că am vorbit la un moment dat despre depresie și mi s-a reproșat că folosesc termeni pe care nu toată lumea îi înțelege. Mi-au spus niște prieteni și mi-au zis, băi, vorbește și tu, înțelesul, nu mai folosi cuvintele astea. Și atunci nu știu acum dacă să intrăm cu ce înseamnă yang-ul pur, că el înseamnă lumină și cum, de fapt, este acest proces alchimic prin care energia trebuie colectată, iar apoi urcată într-un anumit fel. Și aici trigramele acestea ajută foarte mult, pentru că o trigramă are legătură cu rinichi, care este o anumită zonă a corpului. Altă trigramă are legătură cu inima. Și sunt aceste detalii prin care îți spune cum anume folosești suflul. Să nu uităm că poate nu toată lumea știe, dar se folosește foarte mult în Neidan suflul. De fapt, avem Jing, Qi și Shen. Da? Avem Jing, care este esența, Qi, care este energia Qi, de care știe toată lumea, dar care, de fapt, s-ar traduce cumva prin suflu. Și avem Shen, care este spiritul. Și mai întâi trebuie înțeles exact ce înseamnă acești termeni pentru a putea opera cu ei într-un mod funcțional. Și, de exemplu, în ceea ce privește suflul, uite, un exercițiu foarte simplu, care nici nu l-aș numi de neapărat de Neidan, este ceva doar ca să se vadă această diferență. Putem să ne concentrăm pe respirație și să inspirăm, să expirăm conștient, da? Și să luăm, spre exemplu, o parte a corpului, să zicem să luăm mâna sau să luăm un singur deget, că e mult mai simplu, și pur și simplu putem face, inspirăm și pe inspir simțim, practic tragem energia înspre corp și pe expir facem invers. Expirăm și o ducem în față.
Și cine face mult timp acest exercițiu va sesiza ceva foarte interesant, da? Formă se poate face cu mâna acest lucru. Inspirăm, expirăm. Asta este un tip de exercițiu. Se poate face altul foarte interesant prin care, de exemplu, avem degetul. Ne-l imaginăm că este ca o sită și inspirăm și ne imaginăm că aerul, între ghilimele aer, că sigur că nu are nicio treabă, aerul este o metaforă folosită aici, dar noi ne ajutăm de respirația fizică, aerul intră în deget, expirăm, simțim cum aerul se propagă. Și cu practica se va ajunge la o senzație extraordinar de concretă și practic neîndoielnică în sensul ăsta. Se va ajunge la o anumită realizare. Și genul acesta de practici le găsim și în Qigong? Da, sigur că da. Sunt. Dar vreau să spun că astea sunt practici foarte, cum să zic, basic, care au totuși efecte dacă le practici. Să ne gândim că putem extrapola ce facem acum cu un singur deget, putem extrapola la tot corpul și putem lucra așa cu tot corpul. Sau sunt o grămadă de lucruri și astea mi se par foarte simple față de ceea ce presupune Neidan la un nivel cu adevărat avansat. Că tot se vorbea despre regimul focului. Se vorbește în carte. De fapt, în partea de practică a cărții se vorbește despre multe lucruri. Se vorbește despre culegere, despre regimul focului, care, de exemplu, nu se predă decât de la maestru la discipol. Și multă lume poate să zică, păi da, de ce se predă doar așa? Că ce este chestia asta așa ascunsă? Care este rolul? Păi, de exemplu, sunt multe răspunsuri la această întrebare, dar pot să spun eu unul foarte, foarte simplu. Regimul focului este ceva ce se predă strict în funcție de persoana respectivă. Deci nu există o rețetă, nu este ca atunci când faci o prăjitură și știi exact ce ingrediente pui. Pentru că fiecare ingredient trebuie dozat diferit în funcție de persoana care lucrează. Și atunci maestru trebuie să aibă o capacitate foarte mare să cunoască exact discipolul ca să-i spune exact combinațiile necesare și timpul mai ales, că se discută foarte mult de, și aici este la capitolul, tot aici, al treilea aspect, când se discută despre părțile practice, se discută și de clipă. Sigur că se discută pe multe niveluri despre clipă. Sunt multe înțelesuri la acest concept, dar, spre exemplu, totul în Daoi se face în clipa potrivită. Deci tu poți să lucrezi și să fii foarte tare și să ai multă practică, dacă nu știi să lucrezi în ce trebuie, în clipa în care trebuie, nu ajungi nicăieri, te blochezi. Și atunci ei folosesc foarte mult toate aceste metafore cu luna, cu chiar și cu alte planete, când se ajunge la un anumit nivel. Se lucrează în subtilități din ce în ce mai, rafinezi din ce în ce mai mult, practic. Se discută așa, deci despre trecerea misterioasă, despre care mulți spun că este o anumită axă interioară pe care se lucrează undeva între niște puncte foarte importante din corp. Dar în același timp trecerea misterioasă nu înseamnă doar asta, ci este mai mult o stare interioară. Este cumva o exaltare a sufletului, dacă vrem. Adică, și atunci se discută și în acești termeni. Deci există această ambiguitate de limbaj și de metaforă care se folosește foarte mult. Și apropo de acest text care se regăsește aici, Ujen Pian, care este un text clasic, canonic, întemeietor, este așa tocmai pentru că nu are un singur sens. Deci el nu poate fi, adică poate fi interpretat într-un singur fel, dar el este scris astfel încât să aibă sensuri multiple și să poată fi înțeles în funcție de capacitatea fiecăruia și să spună cu aceleași cuvinte mult mai multe lucruri diferite. Deci asta este foarte important la acest text. Și voiam să spun pe planul istoric, că se discută puțin și despre istorie, nu știu exact cât timp mai avem, se discută și pe plan istoric, de exemplu, Genghis Khan, când a invadat China, era foarte preocupat de a-și spori longevitatea, de a trăi cât mai mult. Și atunci a luat legătura cu un maestru daoist
Și a fost atât de captivat de ceea ce a învățat de la el, încât au ajuns la o înțelegere și au salvat cumva viața între undeva 2 sau 3 milioane de persoane care urmau să fie ucise în această invazie sau au semnat cumva o înțelegere. Deci, pe plan istoric, e foarte interesant ce scrie. Eu știam chestia asta din altă parte, dar este menționat și aici foarte pe scurt asta cu cele 2-3 milioane de oameni cruțați, practic. Dar se discută despre multe alte lucruri interesante pe plan istoric, cum au fuzionat școlile, cum au fost influențate de sutre, da? Cum au fost influențate de budism, de exemplu, pentru că se folosește terminologie budistă. Chiar dacă anumite școli s-au persecutat și la un moment dat au ajuns conflicte de interese și s-au luptat între ele, dar foarte important este că au fuzionat. Și atunci lucrurile care nu puteau fi explicate doar cu limbajul dintr-o școală, s-a explicat cu limbajul din budism. Chiar din sutre. Chiar din sutra inimii. Care sutra inimii a fost încorporată și este folosită și în, și în daoism. Deci asta este foarte, foarte important în acest sens. Și apropo de longevitate, că știm că există termenul de nemuritor. Sunt două feluri de nemuritori. Cei care cultivă energia in și ajung cumva la o longevitate fizică foarte mare, dar care ei nu sunt numiți adevărați nemuritori. Adevărații nemuritori nu sunt cei care se leagă de existența corporală, existența fizică. Pentru că tu chiar dacă devii, să zicem, nu mai îmbătrânești, poți la fel de bine să mori. Pentru că așa cum spune în budism, foarte clar, tot ceea ce este compus este impermanent. Și mai devreme sau mai târziu se va distruge. Și atunci această cultivare se duce tocmai în cealaltă direcție. Și mi-a plăcut foarte mult apropo de această fuziune cu budismul și apropo de transformare foarte mult. Spre exemplu, se spune așa: considerați poarta morții drept poarta vieții, nu luați poarta vieții drept poarta morții. Cine înțelege mecanismul morții și sesizează răsturnarea, începe să știe că în nenorocire se naște bunătate. Cine știe să întoarcă mecanismele vieții și morții, într-o clipă schimbă catastrofa în fericire. Mi se pare foarte interesant acest text, pentru că deși este un text clar daoist, el este exact, exprimă alchimia, adică transformarea. Și exact asta face practic și tantra, care înseamnă transformare, dacă știm. Exact asta presupune. Presupune, spre exemplu, lucruri cu energiile mânioase, dacă știm, și cu zeități în practici în tantra tibetană, în care se folosesc zeități mânioase și se folosește mânie, dar ea este transformată astfel încât să creeze ceva bun. Pentru că în orice ceea ce este ceva rău este și ceva bun și în orice este ceva bun este și ceva rău. Nu se poate să existe altfel. Și în zona, da, și în zona budismului din India există, dacă nu mă înșel, există o zeitate de culoare neagră, Kali, dacă nu mă înșel. La indieni, în budism există Mahakala. Este o zeitate neagră. Sunt foarte multe zeități colorate. Da, Mahakala este care își decapita supușii și... Da. Sunt multe zeități mânioase și care au o astfel de reprezentare în... Dar pentru asta este necesară o inițiere, pentru că altfel dacă iei lucrurile fără să cunoști esența, mai mult ca sigur interpretezi ceva greșit. Și atunci când începi să lucrezi cu o anumită zeitate sau... Este foarte bine să înțelegi, pentru că oricum e foarte diferit de înțelegerea europeană, de înțelegerea vesticului. Deci trebuie, practic, când te angrenezi în studiul ăsta sau în practicile de genul ăsta, nu zic că trebuie să uiți complet ce e în tradiția ta sau în cultura ta, dar, în mod cert, nu trebuie amestecat.
Deci când practici ceva de genul ăsta, nu găsești explicații din propria ta cultură, pentru că efectiv distorsionezi. Este exact ca și cum te duci într-o sală de karate și tu vrei să practici tai chi. Acolo te duci și practici doar karate și când te duci într-o sală de tai chi, practici tai chi, nu practici karate, și când te duci la kung fu, practici doar kung fu. Altfel se face o ciorbă și nu mai practici nimic, de fapt, în sensul ăsta. Și apropo tot de nemuritor, că mi-am adus aminte că tot sunt undeva într-o zonă cu foarte multă apă, mi-am adus aminte că într-un text, nu mai știu exact unde am citit, cred că în canonul daoist sau undeva, se discută foarte mult despre meduzele nemuritoare. Există niște metafore, apropo de metafore, care folosesc meduzele. Acum se știe în științific că există pe pământ o ființă care este nemuritoare, în sensul că nu îmbătrânește și este o specie de meduză, care când ajunge la o anumită bătrânețe, practic întoarce ciclul și devine din nou tânără și formă tânără. Da. Și exact, deci este incredibil, pentru că exact asta se spune în anumite versete de acum sute și sute, cred că versetele alea au peste 800 de ani, dacă nu mă înșel, ori 800, ori 600 de ani, și se folosește această metaforă cu meduza, pentru că oricum în alchimie se lucrează pe această întoarcere. Da, și se folosea această metaforă, deci cumva ei au avut această noțiune că există niște meduze care practic întineresc și mi s-a părut extraordinar că noi, asta e o descoperire relativ recentă, nu știu dacă se știe de mai mult de 15-20 de ani treaba asta. Da, bun, deci cartea este foarte interesantă, că nu te poți plictisi, pentru că aici ai partea istorică, urmă ai comparație interdisciplinară și care înglobează mai multe orientări, precum și budismul și confucianismul. Ai și partea de care explică niște concepte dificile care transced cuvintele, și asta este foarte important. Și există și o parte care explică anumite practici. Și la sfârșit și textul Eugen Pian, care este, eu mă bucur foarte mult că l-am găsit așa. Și îmi place chiar și traducerea. Sigur că eu aș mai aduce o modificare ceva pe undeva, dar la urma urmei un astfel de text nu poate fi tradus într-un singur fel sau înțeles într-un singur fel. Deci el este exact ceea ce trebuie. Dragilor, a fost astăzi alături de noi Vlad Nicodim, psiholog. Am vorbit despre cartea Introducere în alchimia interioară daoistă, Nei Dan, despre unitate și multiplicitate, de Isabel Robineau, o carte publicată în colecția Cala Chineză în traducerea doamnei Tatiana Segal. O carte, aș spune, extrem de importantă în această frumoasă colecție. Colecția Calea Chineză, care, iată, ne aduce învățătura daoistă, învățătura milenară, am putea spune, chineză, pentru că tot pomeneam mai devreme Vlad Nicodim despre nemurire și despre longevitate și, bineînțeles, putem face analogii și referințe și la medicina tradițională chineză. Îi mulțumim foarte mult lui Vlad. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!